Nu o să mai avem cum să mai ieșim pentru că s-a umplut lumea de interlopi și de oameni care umblă cu pistoale la ei. Țancă, uraganul trece prin momente cumplite. Se teme să mai iasă din locuință pentru că este amenințat cu moartea de un grup de interlopi. Cântărețul a făcut declarații despre cei care îl amenință cu moartea și a spus care este legătura dintre ei și lambada. Țancă, uraganul susține că nu mai poate ieși din casă pentru că se teme pentru viața lui. Potrivit declarațiilor sale, nu mai are deloc liniște de ceva vreme de când niște clanuri dintr-o lume foarte periculoasă îl amenință cu moartea. Artistul susține că se teme pentru viața lui și că i s-a spus că va fi ucis. Oamenii sunt ăștia cu pistoale la ei, cu taxe de protecție, care vor numai bani cu japca. Ulterior, Țancă, uraganul a dezvăluit că cei despre care susține că îl amenință cu moartea fac parte din familia Lambadei și că la un moment dat aceștia ar fi tâlhărit-o chiar și pe ea. Au tâlhărit-o, obligau în străinătate să fure pentru ei, să producă pentru ei și ea a fugit din mâna lor. Pe ea au tâlhărit-o că știau că ceasul și banii sunt la ea, a mai spus Țancă, uraganul. A spus frații tăi, a intrat acum pe live frații tăi, ăștia mafioții, și au spus că am intrat în casă și că tu ai avut discuții de mine. Mai mult decât atât, pentru a clarifica lucrurile, Țancă a pus-o chiar pe Lambada să povestească întreaga situație. A sunat-o, iar fosta soția lui Țancă a recunoscut tot. A povestit cum manelistul a fost terorizat și umilit de familia ei. Duba, acolo și-a sărit pe tine și te-a bătut, a vrut să te bată în rău de tot acolo. Toți frații care erau acolo. Ai scăpat tot acolo din Duba, ai venit plin de sânge și a sărit pe tine. Țancă a pus-o pe Lambada să se jure pe copiii ei că tot ceea ce a spus el este adevărat și că, în plus, frații ei au sechestrat-o în casă și au luat manelistului bani și mașina. Mai mult decât atât, frații ei au obligat-o pe Lambada să depună mărturie mincinoasă la poliție împotriva lui Țancă, uraganul. Ți-a luat ceasul să moară copiii tăi! Ți-a luat ceasul și banii din cujapă! Ți-a luat ceasul, banii sunt toți la ei, nu cum zice ei că le-am dat eu la nu știu cine și alea! Și banii și ceasul și mașina ta, tot era la ei! Și apoi m-au obligat să mă duc la poliție să dau declarație asupra ta!